Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Hunedoara 1 TV, la Dale Dimineții, așa cum deja ați văzut din poza de promo de ieri, după masă postată, alături de mine în această dimineață, Nicol Ebner. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Mamă, dar ce repede m-ai introdus astăzi! Stătea bluza bine! E o dimineață de marți, e foarte cald, dragii mei, nu știu cum e la dumneavoastră acasă, dar la noi e foarte cald. Parcă din ce în ce mai cald, Nicol. Se pare că și miercuri va fi la fel, cu temperaturi de peste 40 de grade. 42, gândește-te la umbră, da? Am spus că o să-l rog pe Rossi să facă o comandă în viitor pentru o stație meteo. Eu am termometru acasă, dar mai mult de 50 de grade nu mi arată, iar pe terasă, clar, e pe terasa mea, e clar mai mult de 50 de grade. Și stau undeva sus la etajul 4, gândește-te ce este la nivelul solului. Nu știu ce, nu mai vreau să mă gândesc la nimic, parcă totul a luat o razna. Și culmea, deci, că nu pot să spun beton, dar bitumul și toate sunt muiate, cauciucurile, cel puțin la noi aici în Deva, de viața mea, erau încărcate cu smoala asta încă înainte de caniculă. Nici nu vreau să mă gândesc ce probleme au șoferii cu străzile proaspăt asfaltate în anumite zone. Dar am văzut femei pe caniculă asta cu tocuri. Mi-a venit să cred, acum eu știu că lucrează pe la finanțe, pe la ce știu eu ce birouri, ori fi fost secretare, no, trebuie să arate bine, știi? Deci toată lumea se târa din cauza căldurii, știi? Căuta un pic de umbră prin Deva, un copăcel, o frunzuliță, o ceva, știi, o umbreluță la o terasă măcar, da? Deși duduile, când le-am văzut cu tocuri, zic, să mă ferească Dumnezeu, zic, astea rămân fără păpuci, pentru că se împlântă în tocurile, în smoală. La propriu, pentru că eu locuiesc pe Eminescu, mai tot povestim, parchez pe partea cu bisericuța de la Poliția Județeană și traversez acasă. Deci în foarte multe locuri cum traversezi, denivelat, simți cum efectiv se lipește asfaltul de roci. De papuci, da. Cum traversezi, da, de la parcare către casă. Da. Mi s-a aprins becul, am un senzor, nu știu până acum că mașina mea are un senzor care îmi spune că mi se încing roțile. Am fost sâmbătă la Târsa, am pățit-o pentru prima dată. Între timp știu despre ce, am aflat și eu despre ce e vorba. Ai intrat în panică, nu știai ce arată beculețul. Am căutat pe net, da? Nu știu ce înseamnă beculețul. Ieri m-am întâlnit cu prietenul meu, Gigi Buturian, și l-am întrebat și zis, Ioana, ai răbdare să limpezească atmosfera, că probabil temperatura de la asfalt avertizează că nu neapărat ai o defecțiune la mașină. Dacă nu e becul roșu, poți circula liniștită. Dacă îl vezi că e galben, e ok. Da, dar vezi, interesant. Sigur, da, nu știu că mașina mea are un astfel de bec, dar l-am descoperit acum. Probabil mai sunt și alte mașini care... Sunt fel convinsă că mai sunt și alte mașini. Mi-am cumpărat un parasolar, nici ăla nu face față. Am fost aseară la mall, am pus ăla în parcare, vedeți-vă de treabă, saună curată. Când te-ai urcat în mașină, de-a dreptul, parcă nu mai puteai respira. Da, acum, de câțiva ani de zile, pe rețelele de socializare sunt publicate, sunt aruncate în online tot felul de metode cum să-ți răcorești mașina, știi, în caz de caniculă. Și una dintre metode era să deschizi ambele uși din față
și cu una dintre ele, știi, să o balansezi în continuu ca să scoți aerul fierbinte. Nu, asta n-am auzit. Dar trebuie să o probez. Da, aș proba orice. Este urma să nu balansezi foarte tare și depinde și de mașină, că s-ar putea să o scoți din balamale. La mine, nu știu cum să vă spun, la mine totul e posibil. Adică no, să fii serioși că... Mai depinde. Știi, da, depinde de mașină. Dacă mă vedeți pe drum cu ușa în brațe, înseamnă că... Tu, Ioana, tu știi problemele mele, că nu sunt de azi, de ieri și... Da. Acum îți spun foarte sincer, circul mult cu autobuzul, că no, m-am bucurat și când au fost aduse cele second hand, dar aveau aer condiționat și erau spațioase și așa. Mă bucur și de astea mici. Stai că ne zice Rosi ceva, electrice. Alea descrie în ebraică pe ele, râdeam cu Rosi în dimineața asta că încep să se decoloreze și acum încep să se vadă că nici măcar n-au fost în stare când le-au adus să șteargă. Numai le-au acoperit. Doamne ferește. Da. Da. Așa și... no, dar și-au făcut treaba, se pare că își fac în continuare, sunt ok și astea miculuțe electrice, dar... noroc că șoferii sunt înțelegători și dacă soliciți, dau drumul aerul condiționat. Dacă nu soliciți, stau ei cu prosopul după gât, știi, ca să nu le curgă transpirația pe tricou sau pe cămașă. Chestia este că, măi, nu înțeleg un lucru. Pe Eminescu, ai văzut și tu dimineață, se pun stații de autobuz noi. Pe Eminescu nu circulă niciun autobuz, nu este nicio linie trecută pe Eminescu. Da? Aici, în apropiere de casele mortuare, de așa, două stații de autobuz. Mici, două locșoare, dacă sunt doi pensionari, e gata. Dacă stai pe băncuțele alea, deasupra sunt cu sticlă, deci nu tu niciun fel de protecție. Mi-a povestit și Rosi. Niciun fel de protecție. Eu tot timpul iau autobuzul de aici, din stație de la Opera. Deci stăm ca cerșetorii pe bordură, căutăm un pic de umbră de la tuia, că n-avem copaci, n-avem umbră de copaci. Aș sta în parc, dar nu știu că autobuzele nu vin la oră fixă. Și mă pot trezi că până vin eu repede din parc, a plecat autobuzul, l-am pierdut și mai trebuie să mai stau o tură, știi, ca să-l aștept. Deci se pun stații acolo unde nu este trafic, și acolo unde trebuie să pui stație, nu o pui. Acum și dacă o pune în stația, dacă fac stație de autobuz la Opera, e inutilă, că n-ai ce să faci cu ea. La cât e de aglomerată zona, știi? Păi acolo sunt zeci de persoane în fiecare minut, care se duc în Deva, care se duc în județ, că pe acolo trec și cele cu traseu județean. Se pare că bietul Oancea a moștenit un proiect, că nu pot să spun că l-a făcut el. L-a câștigat. L-a câștigat, nu, ziceam că l-a moștenit. Ți-aduce aminte? Am eu postările, am mai câștigat un proiect. Am mai câștigat un proiect. Am și dat un mesaj la un moment dat, eram plecată din țară, unui alt primar din județul Hunedoara, am zis, eu nu înțeleg de ce spuneți voi că voi munciți să depuneți. Că uite, la Deva se spune că am câștigat, un proiect. Așa avea, am eu niște prin screen-uri, pentru că, pe urmă, într-adevăr, s-au trezit... că formularea este greșită. La câteva emoticoane de râs cu lacrimi, cred că s-au prins de ce râd, că am dat câteva, n-am spus de ce, dar era așa. Și, pe urmă, cred că s-au prins care era greșeala. Așa. Am mai câștigat un proiect. Bun, fii atent, fac o paranteză, apropo de formulări greșite și de alea. Știi că a fost ședință de Consiliul Local unde, conform legii adoptată la sfârșitul noiembrie 2023, reducere de personal la toate nivelurile, de la ministere până la primării și alte instituții. Bun, ci că s-a făcut ceva reducere cu 10% și la Deva,
Acum, nu știu, e învârtirea cadrelor, știi, ceva de genul ăsta. La anumite servicii nu mai sunt... sunt șef de servicii, adică alte pe undeva denumiri, alte denumiri au fost degradați, așa, adică li s-au luat gradele și în schimb a crescut salariul, știi, remunerația. Da, mă rog, și exact cum se întâmplă la nivel micro, la nivel local, îți dai seama că așa se întâmplă și la nivel de ministere. Îi luăm pe aia de acolo, mai facem niște agenții, nu le dăm titulatura de director, dar îi facem șefii de birouri, șef de servicii, na, și așa mai departe. Bun. Ce am văzut din proiectul de hotărâre, a fost ședință de Consiliul Local. Ai știut să citești un proiect de hotărâre? Nu, păi... Măcar atât. S-a redus numărul consilierilor personali ai primarului. Avea 6. 6, tu, Ioana. 6 consilieri personali. Îți dai seama că dacă ai 6 consilieri personali, înseamnă că acel consilier este specializat pe diferite domenii. Pe sănătate, pe investiții, pe alea. 6. Au redus 2. Nu știu care sunt cei 2 care au fost reduși. Păi nu știu. Probabil la sport, pentru că mi-a scris Dani Chereche și îl salutăm pe această cale. Mi-a dat un mesaj când a părăsit Deva. Au fost reziliate contractele. Da, am primit de la Dani un mesaj foarte frumos. Îl salut pe această cale dacă se uită la emisiune. L-așteptăm oricând la cu brațele deschise. Care toate au fost la toate. La fotbal, na, pe înțelesul tuturor. La fotbal, la CSM Deva. Da. Și CSM-ul Deva e... Am înțeles că și handbalul l-au pus pe butuci. Oh, da, handbalul era... Cu mari specialiști. Păi, adă-ți aminte că noi, Hunedoara 1 TV, am făcut... am divulgat, de fapt, costurile enorme din bugetul local pentru... administrația locală a alocat fonduri de aproape un milion de euro pentru și susținând lipsa de performanță. Da? În loc să acceadă în Liga Florilor, în Liga 1, n-au făcut nimic. Dar gândește-te că futsalul a luat campionatul. Nu e vina oamenilor. Nu. A luat Cupa României. Cupa României, pardon. Da, dar nu. Și au desfințat, i-au terminat și pe ei, că nu sunt bani. Ioana, nu sunt bani. Cum e posibil la jumătatea anului să nu fie bani? Când Deva are bugetul mai mare decât bugetul Consiliului Județean. Consiliul Județean care administrează un județ. Iubita, era de așteptat. Mă ambalez, că nu știi că nu mai pot. Nu suport chestiile astea. Mai avem câteva luni în care avem sport, vine noul primar, face alt sport, așa în viață, o luăm de fiecare dată de la Bun. Zero. O iau cu revin. Banii s-au cheltuit oricum, nu au cum să-l mai, nu avem cum să-i mai recuperăm. Da. Sau probabil că vor veni alți oameni care vor recupera acei bani, n-avem de unde știm ce se mai găsește din ei, dar mă rog, nu e vina oamenilor. Dar nu e vina oamenilor, dar ce am zis așa ceva, nu, Doamne ferește. Vreau să înțeleagă toată lumea că nu e vina celor consilieri a primarului, nu e vina nici celorlalți care pentru că până la urmă fiecare dintre ei a încercat să facă ceva bun. Pe o parte dintre ei cunosc că de aceea am și tăcut de foarte multe ori, așa cum povestim, am povestit și am transmis fiecăruia. Îmi pare foarte rău, încă o dată spun, toată vina e a unui singur om care nu a reușit să treacă dincolo de orgolii și dincolo de a accepta sfaturi reale. Pentru că nu s-a întâmplat numai într-o parte, nu s-a întâmplat numai în cealaltă parte, pentru că în cei 7 ani de zile, în jurul primarului, s-au perindat o sumedenie de oameni. Dar putea să facem o adevărată telenovelă, Tânăr și neliniștit, la primăria Deva, așa cum s-au perindat o sumedenie de oameni, care parte din ei, foarte mulți, au vrut binele.
Nu neapărat, au găsit și calea de comunicare cu primarul și cu câțiva oameni din anturajul lui. Bun. Până la urmă, știi, eu știu un lucru foarte clar în viața asta, până la vârsta asta am înțeles. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va face dreptate. Și fiecare va reuși să primească exact ceea ce a dăruit sau ce a făcut. Și nu glumesc. E dualitatea universală. Exact. Totul se plătește în viață. Exact. Totul. Exact. Și binele și răul. Și răul. Acum, dacă el n-a vrut răul și a făcut totul inconștient, n-avea ce să caute hai pe post. Să-i dăm, voie da, okay. omului să Bun. Spunem, bă, poate că omul nu a vrut să facă neapărat rău, dar așa a gândit-o el și a fost luat o decizie. Bă, timpul ne va arăta dacă e așa sau nu. Da, bineînțeles. Noi tot aici vom fi. Bineînțeles. Hunedoara 1 TV tot aici va fi și vom, nu o să ne mai întâlnim cu el, chiar dacă pleacă din administrație. Cu toată foamea care ne-a... Da. Noi dăm 10 lei, că poate. Vreau să dăm... Închid mesaj. Paranteza, te rog. Închid paranteza pe care am făcut-o și ajung la stațiile de autobuz. Mi-ați arătat în dimineața asta, apropo de stații, n-avem locuri de parcare. Ioana, pe strada Zăvoi, că fac drumul ăsta de două ori pe zi. Pe strada Zăvoi, pe la jumătatea drumului, unde e panta mai mare, acolo se fac două stații de autobuz, în pantă. Hai că vara ca vara. No. Dar iarna, gândește-te că, mai ales că se face și transport, este și navetă muncitorească, știi, de la 5:30 și transportul elevilor. Da? Că de multe ori la 5:30 dimineața nu vin cei cu dezăpezitul sau cu împrăștiatul materialului antiderapant. Dar mă rog, poate anul ăsta își vor vedea mai bine de treabă. În iarna trecută, de vreo două ori, am dat eu telefon ca să anunț la primărie, la consilierii primarului. Am dat eu telefon ca să spun, vedeți că autobuzele nu pot urca și o perioadă de două ore până când răsare soarele, au spus șoferii, n-au ce să facă, trebuie să aștepte, adică să nu onoreze cursele, să nu își respecte programul. Bun, deci două stații de autobuz în pantă. Una dintre stațiile de autobuz este exact pe trotuar. Din capăt în capăt. Deci, acea stație de autobuz, Ioana, este nefuncțională. Ba, este un pericol pentru cei care merg pe jos, da? Eu, ca să trec de stația de autobuz, nu mă pot băga în bălării, trebuie să ies în stradă. Și ca să aștept autobuzul, trebuie să stau jumătate în stradă. Pentru că băncuța este în așa fel făcută, că este exact până la capăt. În emisiunea viitoare o să vă arăt fotografie. Cu fotografie. Deci, dar nu se poate așa ceva, cum am înțeles, apropo se poate, vorba lui Rosi. Mai, dar cine e creierul ăla care e jumătate montată stația, pentru Dumnezeu, dar nu verifică nimeni. Cine? Știi ce se întâmplă? Deci am zis, proiect moștenit, proiect luat, adaptat. Vă aduceți aminte, dragii mei, în urmă cu când s-a făcut semaforizarea, sistematizarea traficului în Deva? Proiect câștigat de Mircea Muntean. N-a mai apucat să-l implementeze. A picat măgăreața pe Petre Mărginean, primar. 324 de semafoare în Deva. Că e sufocată Deva de semafoare. Proiect luat cu copy-paste de la altcineva, că de ce să lucreze cei din primărie, nu? Care să identifice... Să numere străzile, exact, da. De ce să lucreze? Luăm cu copy-paste, schimbăm pe acolo nu știu ce.
și o rezolvăm. 324 de semafoare în Deva. No, așa s-a întâmplat și cu stațiile de autobuz din Deva. Tot un proiect luat cu copy-paste de la un oraș mai mare și avem 174 de stații de autobuz în Deva. Păi mă mai mir că pe Eminescu au pus stații de autobuz pe unde nu trece niciun autobuz. Mă mai mir că au pus stații de autobuz pe, în pantă pe dealul de la Eu sunt foarte convinsă că și pe strada Cozia este stație de autobuz. Nu am avut timp, e foarte cald, dar o să mergem într-o zi, într-o plimbare pe acea stradă. Despre ce vorbim tu? Care a costat tu atât de mult, să vedem dacă acolo pe Coziei avem stație Știi de autobuz. Știi ce mă deranjează? Că toate măgăriile astea, toate prostiile astea, toate, cum le zici tu, lucruri făcute inconștient sau mai știu eu ce, toate vor fi plătite de viitorul, de noul primar, de Lucian Rus. Plătite de noi, vorba lui Rossi. Păi da, dar din punct de vedere omul ăla politic, nu se poate să facă nimic un an de zile, da. Va trebui să plătească toate datoriile pe care le-a vedem, acumulat să primăria. Că va găsi o variantă. Adică acolo, stagnăm, știi? Acolo pe capătul la Eminescu, când te duci către Archia, mi-a arătat în dimineața asta, eu nu circul cu autobuzul, e adevărat. În drumurile mele tu, după Nicol ai văzut, și Rossi, au făcut stația de autobuz tot în drum. Într-un loc de parcare. Nu, așa, nu avem locuri de parcare. Unde a fost parcare, au pus stația de autobuz și vechea stație de autobuz a rămas așa veche, antică, punem pe ea muzeu. Nu, păi o să desființeze unde era spațiu, unde chiar lumea da, poate să stea. Putea. Hai să-ți spun, eu i-am văzut pe angajații de la firma care amplasează stațiile de autobuz. Numai tu i-ai văzut, că eu și Rossi tot căutăm. Noi n-am văzut niciun dimineața muncitor. Dimineața la prima oră i-am văzut acolo sus la Archia, știi? Era discuție că de ce nu se face stație, că terenul de acolo este proprietate privată. Și așteptând autobuzul, i-am văzut pe băieți că descarcă din mașină și zic, ce faceți? Zice, am venit să începem să lucrăm la stație. Dar zic, sigur, pentru că am înțeles că este teren proprietate privată și de asta nu s-a putut face stație până acum. Și omul îi zice, mulțumesc. Și-a scos toate hârtiile din mașină, harta, planul unde trebuie amplasate. Îți dai seama că e cu număr cadastral, cu distanțe, cu... Și-a scos aparatul de topografie, de măsurat și de... Și zice, trebuie să văd unde este limita. Deci omul lucrează după plan, după proiect. Nu poți să le bași de vină oamenilor că amplasează stațiile acolo. Așa este proiectul. Nu putem să băgăm de vină nimănui dacă nu vrem până la urmă și ne uităm în altă parte. Probabil că se va găsi mai devreme sau mai târziu o soluție. Eu sunt foarte convinsă că se va găsi o soluție. Pentru că nu se pot... Ce soluție? Că dacă ăsta e proiectul, tu nu-ți dai seama, e cu finanțări europene? Nu știu, până la urmă nu e rolul meu să găsesc soluții unde să rezolv stațiile de autobuz, dar cu siguranță există oameni mult mai luminați, eu vreau să cred că există oameni luminați care vor găsi soluții și vor găsi și felul în care să le aplice. Pentru că întotdeauna există oameni care știu ce au de făcut, doar că ea nu prea ajung unde le e locul în general. Dar eu insist în continuare să sperăm că de la anul din primăvară, că până atunci așa va fi mai liniște, dar parcă e prea liniște, da, o să fim vacanță, în tranziție, mai, în vacanță. Concedii. Ne salutăm telespectatorii și începem așa. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, o zi frumoasă tuturor, mulțumim, membrii ansamblului Hațegana. Maria Hinț, să rămână tanti Maria, bună dimineața doamnelor, o zi răcoroasă să aveți astăzi, no, Doamne ajută. Enea Vasile, instructorul nostru de la, Enea Vasile, instructorul de la
Țegană ne zice bună dimineața, zi rocoroasă vă doresc. Și noi vă dorim răcoare. E mai frumos la Hunedoara, că mai au și fântâni arteziene. Am citit că cei mici juniorii de la Hațegana au fost tari de tot. În Turcia, tot promit în fiecare dimineață, în curând vom afla și vom vedea și trofeul de la adus de către cei din ansamblul Hațegana din Turcia. Gabriel Ionașcu ne spune bună dimineața, zi minunată și binecuvântată vă serios? Doresc la fel, îți dorim și noi, Gabi, mulțumim pentru serios? Mesaj, Doamne ajută serios? Să fim bine. Apropo de binecuvântări, încă o dată vreau să vă aduc aminte, mi-am făcut vânt, că parcă mi-aduc aminte, sâmbătă am fost la Târsa. E foarte cald, dragii mei. Cei care aveți copilași, Rosin, pui un pepeu, dacă te rog. Cei care aveți un copilaș și vreți să-i ajutați să se răcorească, să ia contact cu natura, să învețe să socializeze, să învețe să doarmă într-un cort, aici la Conacul Naturii, prietenii noștri de la Jessie Pink, Ioana și echipa ei, o parte din ei au fost ieri dimineața aici la Dale Dimineații. Asta e motivul pentru care nu a fost Nicol ieri dimineață luni, așa cum suntem obișnuiți. Acum specifică, te rog, ce fel de corturi, că toată lumea uite, o să-și americane închipuie. Se vede aici, pe, așa, da. Dacă intră pe Facebook. Toate relațiile le găsiți pe pagina de Facebook, aici mai jos, așa. Să las eu hârtia mai jos, așa, Rosi, ne echilibrăm aici, noi suntem o adevărată echipă, iar am pus-o strâmb, așa. Toate detaliile le găsiți la numărul de telefon 0728-591-251, dragii mei. În ce perioadă se organizează tabere, venim și noi cu informații când o să știm mai multe. Ioan Grecu ne scrie, bună dimineața! Ioan Grosu, îmi cer scuze, v-am botezat. Iară dau mielul, am mai dat mielul de mult. Trebuie să-mi caut un cioban să rezolv problema. Să mă mărit, tot zic că mă mărit. Da, dragii mei, nu mă aude nimeni, Rosi râde, toată lumea zice că nu cred că reușim să ne s-o punem de nuntă anul ăsta. Bună dimineața, ne zice Ioan Grosu și mă bucur că sunteți alături de noi. Vreau să dăm citire la ceva ce n-am mai dat citire de mult. Că tot vorbeai de măritiș. Că tot vorbeam de măritiș. Ia să vedem ce zice horoscopul. Astăzi, 16 iulie, n-am citit horoscopul de mult. Eu îl citesc și la fiecare zodie și îl dezbatem cu Nicol. Așa pe scurt dacă și este pe ceva de, dacă este ceva de comentat, dacă nu... De pe Fanatic, dragii mei, dăm citire. Horoscop zilnic pentru marți, 16 iulie 2024. Cică relație nouă pentru balanță. Horoscop zilnic așa, anunță o relație nouă pentru balanță în timp ce vărsătorul strălucește. Cu apă. Potrivit astrologilor, este o zi numai bună din punct de vedere profesional și financiar. Descoperă ce au rezervat astrele pentru marți, 16 iulie 2024, pentru a vedea dacă te bucuri de bani sau trebuie să fii cumpătat. Berbec. Profită de oportunitățile care apar în calea ta pentru că sunt foarte multe la număr. Universul este de partea ta zilele acestea. Ia auzi, Nicol. Una dintre oportunități este, Doamne, de să vină instalatorul, că cu racordul de la ghiuveta de la bucătărie în priză și cu toată instalația închisă ca să nu inund vecinii. O oportunitate, dar pentru că îi spuneam Ioanei, pentru că astăzi este marți, toată lumea zice trei ceasuri rele, pentru mine nu, pentru că marți este ziua planetei Marte și Marte este planeta zodiei Berbec, așa că astăzi îmi vor ieși toate din plin. Sunt convinsă, ca de fiecare dată. Taur, concentrează-te mai mult pe cultivarea armoniei în relația cu persoana iubită și lasă în urmă toate certurile și discuțiile. Nasol când te ceri cu un taur, îți dai da? Seama? Da, da, da. Nu da. Am cunoștință da, în această da, zodie. Da, da, da. Păi nu, gândește-te numai așa la aspect. Da. Și la apucături. Da. Precum taurul, așa și omul, știi? Ah.
Nu, legi fug din calea unui taur astăzi. Nu m-am mărit cu un taur astăzi. Da. Ok. Gemeni, îți împingi limitele pe zi ce trece tot mai mult și reușești să depășești niște temeri vechi. Ai mai multă încredere în tine. Nu, cred că toți trebuie să avem mai multă încredere în noi, dar probabil mai mult la gemeni de două ori. E clar că trebuie mai multă încredere. Nu? Da. Că-s doi. Că-s doi. Da. Nu. Dualitatea, știu, da. Câțiva gemeni nu au, ce, câteva persoane născute în zodia gemeni, dar nu dau impresia că n-ar avea, ar avea probleme cu încrederea. Mai nu lua la modul general, e pentru astăzi. Am astăzi înțeles. Ar putea să fie într-o pasă proastă. O să sun, să vedem cum stăm. Cei născuți în această zodie îi salut și o să ne auzim azi la un telefon. Uite, chiar, da, chiar sunt. Rac, și la mulți ani suntem în plină campanie de desfășurare a acestei zodii, care mie personal mi-a dat de cap. Am foarte multe persoane născute în această zodie. Am un prieten care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, îi spunem la mulți ani. Domnul primar a fost ziua domniei sale ieri, 15 iulie, primarul de la Hunedoara, Dan Bobolțan, îi spunem la mulți ani. Silvia Bălan, e o prietenă, e născută astăzi, îi spunem la mulți ani. O grămadă de prieteni, și Ovidiu Pitilei născut astăzi, uite, tot la mulți ani. Corina a fost în 10, Luci Rus, actualul primar, Lucian Rus, actualul primar ales, e născut tot în data de 10, am văzut pe Facebook. Și el tot aleu. Astăzi, zice, s-ar putea să fii presat de timp la locul de muncă, unde ai parte de responsabilități pe măsură. Mare atenție la eventualele greșeli. De ce? E bine. E de bine? Păi nu, dacă te gândești la Lucian Ros, primarul Devei, care este secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului, Economia Antreprenoriatului și Turismului, are omul suficiente responsabilități, așa că trebuie să fie foarte atent, da? Da. Leu. Corina este în concediu, da. Așa că pe ea o sare faza asta. Asta dacă nu cumva lucrează și în concediu, pentru că e presată de anumite situații. Da, vedem, o să sunăm astăzi prietenii să vedem ce fac dacă zodiacul s-a potrivit. Leu, asigură-te că iei cele mai bune decizii în sectorul profesional și legat de banii pe care vrei să-i cheltui în perioada asta. Le iau o perioadă foarte bună acum. Da, am văzut. Au o perioadă foarte bună. Da. E un an bun pentru lei, am tot citit și eu pe Facebook. Fecioară, vin bani din mai multe surse, ne mutăm astăzi la zodia fecioară. Nu mai bun pentru a fi adunați, pentru a fi puși deoparte. Ești mai cumpătat ca oricând. Păi de-aia vin banii, că e cumpătat. Balanță. Faci conexiuni importante cu oamenii care ies în calea ta. E posibil să te îndrăgostești iremediabil de cineva apropiat. E destul de, adică cu semn de întrebare, la cât sunt balanțele de echilibrate, la cât sunt balanțele de dure și de mai greu cu îndrăgostitul. Îndrăgostitul. Mm-hmm. Mă gândeam la mama. Da, nu se știe niciodată. Da. Fluturașii. Da, fluturași, lumea e aripioare. Scorpion, treci într-o călătorie, pleci într-o călătorie inedită, care te încarcă cu energie pozitivă și care te ajută să descoperi cine ești cu adevărat. Nu. Nu cred că vor să-și vadă adevărata față. Nu știu dacă, nu, la cât sunt de aviz după bani și după afaceri și după, știi, călătoriile astea inedite, numai dacă le plătește altcineva. Să știi că ești de cred. Avem noi câteva cunoștințe comune, da, se potrivește. Da. Nu, nici da. Cum. Da. Săgetător, lasă deoparte gașca de prieteni și focusează-te mai mult pe carieră, unde simți nevoia să urci pe scara ierarhică. Ce e mai ziua dată? Lasă deoparte gașca de prieteni și focusează-te mai mult pe carieră.
în acum plină vacanță. Unde după... simți nevoia să urci pe scara ierarhică? Ei oricum sunt obsedați săgetătorii, adică tu. Cei pe care... Am ascendentul în săgetător. După 35 de ani, mai important este săgetătorul decât zodia nativă. Se potrivește. Depinde de conjunctură. Da. Eu am spus că ce am avut de demonstrat, am demonstrat în cei 30 de ani de presă. Chiar nu mă mai interesează. Dar dacă vine o propunere, ce știu eu de care... Da. Acum la pensie. Mai știi. Capricorn. E o zi bună pentru a verifica finanțele și pentru a vedea dacă ai suficienți bani pentru a merge într-o vacanță de vis. Da, la câte sunt capricornii de hotărâți și de umblăreți, să știi, fiica mea cea mică este capricoarnă. Da. Da, deci îi place să călătorească foarte, foarte mult și tot ce e posibil, mai ales că e sezonul, știi. Vărsător, strălucești în domeniul de activitate în care activezi de o perioadă bună, reușești să urci pe scara ierarhică, evoluezi mult. O, un an bun, vărsătorii. Știu, e un an bun și pentru România, că ți-am zis, profesorul Firicel Cearnău, astrologul, spunea că România s-a născut, da, data de naștere, România este în zodia vărsător și anul ăsta este un an bun pentru România. Se vede. Pești. Păi mai vedem până la toamnă dacă o fi bine sau o fi nou, vedem. Orice se întâmplă este spre binele României. Pești, un vis măreț se îndeplinește și poate fi un mare motiv de sărbătoare în sinul familiei sau în gașca de prieteni. Semnezi contracte. Astăzi, la Hunedoara. Astăzi o iau către Hunedoara, dragii mei. Ieri am fost, am făcut prima dată culoare Mureș Nord, Simeria Giugiu, foarte bună șoseaua, felicitări, da. Mi-a plăcut. Deci ai verificat. Pe culoarul Mureș, n-am fost în zona aia, Rosi, n-am fost de foarte mulți ani, eu chiar n-am fost în Giugiu, băi, de vreo 5-6 ani. N-am înțeles niciodată de ce de la alegerile locale am tot timpul întrebarea, da, ce s-a putut întâmpla acolo cu primarul Vasile Cărăguț, pentru că zona arată minunat, adică curățenie și în orașul Giugiu, stațiunea arată foarte bine, nu înțeleg de ce l-au penalizat cetățenii. Vom afla probabil în anii care urmează. Se întâmplă, oamenii mai vor schimbare. Schimbare, da, da, da. Dar locul probabil arată... investițiile au fost făcute, știi, așteptările oamenilor sunt foarte mari. Mentalitatea românului este să se îmbogățească peste noapte, de aia face afaceri, știi? Așa și cu oamenii. Vor ca investițiile și toate eforturile pentru dezvoltarea unei comunități să se încheie peste noapte, știi? Adică foarte repede. Dacă ritmul de dezvoltare a unei comunități este cu viteza melcului, atunci oamenii te sancționează. Deci nu că n-ar fi, ci pentru că se derulează prea încet. Oamenii vor repede, mult, bine, bun. Asta e. Bine, eu tot spun asta. Ce văd eu bine, nu e bine pentru tine. Da, sigur. Ce văd eu rău, nu e neapărat rău pentru tine. Asta nu înseamnă individualism. Tot spun, am întrebat și ieri dimineața acești tinerii care au fost aici în platou, de ce nu sunt egoiști, nu se iubesc pe sine, că nu reușim să găsim o cale de mijloc între a ne dezvolta personal și a găsi răspunsurile noi și de a deveni egoiști, individualiști și reci și
față de cei din jurul nostru. Asta este tributul pe care îl plătim pentru capitalismul pe care ni l-am dorit. Bine, nu știu dacă e... Ba da, capitalismul, te transformă într-un egoist. Dar de ce? Pentru că este atât de greu. Dar nici comunismul n-a fost bun. Păi nici comunismul n-a fost bun, dar... Nu știu ce contează atât de mult că a fost comunism, că a fost capitalism să fie om. Acum, stai puțin, depinde cum este aplicat. Totul depinde de modul în care aplici. Da? Că iată acum în capitalism, iată acum în capitalism sunt o serie de măsuri din comunism, care atunci nu erau bune, dar acum sunt bune. Păi de ce? Deci e chestie de cum se aplică fiecare politică din asta socială. Că nu poți să spui că n-a fost... comunismul a fost rău 100% total și capitalismul bun 100% total. Iată că și capitalismul acum tușește. Tușim pentru că parcă nu mai suntem oameni. N-are nicio treabă. Eu nu mai vreau să cred că comunismul sau capitalismul are vreo treabă cu ce. Că nu vine nimeni să ne impune. Bun, în comunism condițiile de supraviețuire, pentru că asta facem, supraviețuim. Da? Condițiile de supraviețuire te transformă într-un om egoist. Te gândești numai la tine. Am puțin... Nu pot să mă gândesc și la altul când trebuie să țin pentru mine și nici mie nu mi-ajunge ce am. Mă înțelegi? Mă iubita, diferența între clasele sociale este foarte mare. Crăpătura asta s-a lărgit enorm. Nu mai există clasă de mijloc. Crăpătura s-a păstrat, lasă-mă să te contrazic. S-a lărgit. Cei care au fost bogați pe vremea lui așa, sunt și astăzi pentru că au venit cu averile din urmă. Și le-au mărit. Și le-au dezvoltat. Păi nu are nicio legătură cu capitalismul. Eu insist. Ba da. Nu are nicio. Și atunci în ce regim politic ar trebui să ne ducem să devenim oameni? Păi aici să vezi. Da, ce urmează? Ce? Păi uite-te. Da, ce poate? Uite-te ce urmează. Ce? Uite-te. Din nou comunism. Va fi un hibrid, mă rog. Da, uite-te ce urmează, Ioana. Ce urmează? Nu o să fie foarte bine. Nu o să fie, nu cred că nu o să fie foarte bine. Uite-te pentru că la Europa, a fost acolo, acum summitul și vor război, da? Vor război, că vor să facă bani, aia nu înseamnă că o să fie ai văzut? Afecteze și asta pe înseamnă noi. Că o să fie bine? Apoi ei vor nu, război pe noi, nu. 45. Pe noi nu, de ce nu? Nu cred că România va fi, pentru că e grădina Maicii Domnului. Noi vom fi mereu apărați și din noi 45 fi, după... Noi vom plăti întotdeauna. Noi vom plăti întotdeauna, că nu avem loc la masă lor. Da. S-au descurcat. Da. Da. Primim mesaje bune, nu vrem să credem avem... și eu nu vreau să cred că un regim politic sau altul poate să ne impună să fim oameni. Eu insist, dragii mei, ceea ce dăruiți aia veți primi. Fiți buni, fiți oameni cu voi înși vă în primul Totul rând. Pornește de la educație și educația la noi, nu mai avem pedagogi, nu mai avem absolut nimic. Dacă pe copii cât de puțin nu mai avem sunt mulți cei care... pedagogi, păi, pentru nu mai avem. Că eu, uite, nu, da. Eu am avut invitată pe Aisa Mată și pe doamna Luminița Urgoiu, un om minunat, mai avem, Nicol, mai avem. Mai avem. Dar e treaba noastră să-i aducem în fața oamenilor ca oamenii să-i aibă de exemplu. Și eu am făcut din asta o provocare, ca să nu zic vendeta, că iar mă ceartă Rosi. Constantin Pandia ne spune bună dimineața, doamnelor, sunteți minunate, multă sănătate vă doresc. Ioan Grosu ne spune tuturor din Zodia Rac un sincer la mulți ani cu zile senine, fericite, voioase și sănătoase. Și mergem la... Da, nu-l cunosc, nu știu cine e Ioan Grosu, dar îi mulțumesc pentru mesaj. Ne le spune la toți dracii la mulți ani. Foarte mulți oameni din viața mea sunt rac. Alina Monica Cărmăzan, bună dimineața! Și dacă tot ești pe recepție și ești alături de noi, Alina Monica Cărmăzan, avem o surpriză, că mai avem 5 minute. Avem câteva imagini. De unde crezi, Alina, dragă? De la
Mariana Lemneață de pe Facebook, de la ansamblul Pădureanca, așa, foarte frumos. Ia uite-te, Nicol, cât sunt de frumoși. Devenii noștri, uite, Nicol, vezi, de asta venim la matinal. Da, să demonstrăm că nu e așa. Avem de foarte acord. Mulți tineri cu... Uită-te aici, sunt de acord cu tine. Pentru dar tradiție. Astea sunt tradițiile antice și de demult, da, vorba lui Mircea Muntean. Da, sunt ale noastre și le păstrăm. Cu sfințenie. Da, da. Uite, și... ca Clubul Copiilor, Palatul Copiilor din Deva... Astea sunt excepții. Nu e adevărat. Uite, Ioana, eu o să-ți demonstrez, mulțumesc bun. Pentru provocare. Uite, sunt excepții. O să dăm curs unei provocări. Nu e adevărat. Silvana, Hațegana, ansamblu de amatori. Păstrarea tradițiilor, folclorul și așa mai departe. Pădureanca. Sunt excepții. Nu e adevărat. Ba, da. Da, excepțiile tot devin regulă, o să vezi. Nu e adevărat. Uite, mâine dimineață o să vină alături de mine managerul de la Centrul de Cultură și Arta Județului Hunedoara, domnul Ciprian Roman, și o să vezi că nu e adevărat. Avem foarte mulți tineri și avem foarte mulți oameni de bine. Totul e să reușim să ținem binele legat unii de ceilalți. Sunt să de acord reușim cu să tine. Venim în față. Da, sunt să de acord reușim cu tine. Să păstrăm această stare. Uite, copiii ăștia sunt în Grecia. Cătălin Bălan, instructorul de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, alături de Juni Dobreni, o parte, Școala Populară de Artă din cadrul CCA-ului, a Centrului de Cultură și Artă a Județului Hunedoara, cu Juni Dobreni, au plecat în Bulgaria la un festival. Cei mici de la Palatul Copiilor, unde e instructor Mariana Lemneață, tot din cadrul ansamblului profesionist Drăgan Muntean, a plecat cu copiii în Grecia la un festival. Da, foarte bine. Ene Vasile, de la Hațegan, a fost cu copiii în Turcia. Asta ne reprezintă, Ioana, da, asta iubita, spun dar că nu sunt excepții. Ba da. Nu e adevărat. Ba da. Cultura, arta este o excepție în societatea asta egoistă în care trăim. Oamenii care sunt implicați în acest sistem sunt deosebiți. Corect. Sunt de altă factură. Bun punctat. Cei care nu știu să își încarce sufletul de energie pozitivă. Bun punctat. Făcând, mi-a plăcut. Făcând dansuri, scriind, pictând, jucând teatru sau mai știu eu ce alte activități culturale, cei care nu știu să-și umple sufletul de bucurie sunt cei de care ți-am spus înainte. Devin egoiști pentru că n-au soluții. Devin egoiști, supraviețuitori, oameni care sunt chitiți doar cum depășesc ziua de mâine. Și societatea nostru, capitalistă. Rămâneți alături, da, de Dale dimineții. Să nu că... uităm că începe mâine Opera Night. Vom povesti mâine dimineață că emisiunea s-a terminat. Am și să nu uităm joi la Sibiu Corvinu cu Pocșii. Vineri sperăm să-i avem pe corviniști alături de noi aici la Dale dimineții sau cel mai târziu lunea viitoare, să sperăm iar că vin sare luni. O să fie, da, o sărbătoare pe toate planurile. Mâine dimineață, așa cum am povestit, despre Opera Night, despre festivalul Taragotului de la Vața, despre Relu de la Căstău, sunt evenimente organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, despre care vom povesti mâine dimineață aici la Dale dimineața. Care fac parte din ofensiva culturală a Consiliului Județean Hunedoara, nu? Vom povesti cu domnul Ciprian Roman, un iubit interpret, în primul rând, de muzică populară. Oameni deosebiți. Oameni care fac lucrurile altfel. Așa e, dragii mei. Nu vom că povesti... în sânul lor, în rândul lor, n-ar fi și... peste tot ce noi... N-o vezi, uite, n-o vezi, toată emisiunea n-o vezi. Ne-am bătut în argumente. Deci, dragii mei,
Tiberiu Claudiu Barstan spune: bună dimineața! Bună dimineața, Tibi! Ce faci? A fost pe urmele lui Avram Iancu. Trebuie să ne întâlnim cu el, să povestim, să ne povestească cum a fost în județul Cluj la Mărișeni sau să ceva spună, de genul. Să ne spună pe unde se mai ia asfaltul pe roți. Să ne spună, da. Poate da. Ne trimite o fotografie. Dragii mei, cu Nicol ne vom întâlni săptămâna viitoare din nou. Promit, pentru că noi două reușim să comunicăm și să ne ambiționăm una pe cealaltă, să demonstrăm că există bine pe lumea asta și că există oameni care fac lucrurile diferit, așa da, cum a spus Nicol. Pot să vă aduc argumente, am scris o carte cu oameni... Am putea să facem o dezbatere pe marginea la carte, cu, da? Cu oameni deosebiți, da. Care au făcut premiere pentru județul Hunedoara. Avem și un prieten, nu dau nume, care va pleca la doctorat luna viitoare, o să aflăm dacă și reușește să-l ia. Oamenii fac lucruri faine, o să vezi. Și o să-i ținem aproape aici la noi, la Hunedoara 1 TV. În special aici, la Dale Dimineții, că aici ne place să ne răcorim. Da, eu mă bucur că sunt oameni care se uită la astfel de emisiuni. Se pentru uită, că, în general, dacă nu înfierezi, dacă nu critici, dacă nu dai în cap la nu știu cine, știi, parcă nu mai prezintă interes. Uite-te la posturile naționale. Nu e adevărat, noi avem oameni de bine care da. Se uită la... Și tocmai, la, mă, da. Bucur, da. Mă bucur. Și pentru mine e o încântare. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu drag. Dragii mei, vă doresc o zi minunată. Nu doar cei născuți astăzi să aibă parte de multă, multă bucurie. Toți prietenii mei și cei care nu-mi sunt prieteni, toți oamenii să fie bucuroși, să întâlnească fețe care să le aducă astăzi zâmbetul pe buze. Priviți, dragii mei, în primul rând în sufletele voastre, pentru că atunci când ne-am născut, am primit de la Dumnezeu lumină, se numește inima. Priviți cu ochii sufletului în inima voastră și găsiți acea scânteie de bunătate care, dacă o îmbrățișați și o grijiți, o să crească și o să vedeți că atunci când dăruim bunătate, dăruim iubire, cu siguranță asta vom primi înapoi. Nu fim egoiști, dăruiți, dragii mei, că asta veți primi. Vă iubesc și ne revedem mâine dimineață, tot aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV.